dimineață. Te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Bună dimineața! Sâmbătă dimineața, astăzi frumos afară. Deci putem bea o cafea, de fapt două cafele, una după alta, astăzi la știri din Neamț, mesagerul din Neamț. Prima cafea o bem pentru schimbare, adică pornim de la sloganul electoral al celor de la USR Plus, om cu om, stradă cu stradă, schimbăm județul Neamț, așa că o să începem și noi, om cu om, cu invitații din această emisiune. Primul om invitat în această emisiune, șeful de navă, de vapor al USR Plus în județul Neamț, domnul Florin Zaharia, candidat pentru președinția Consiliului Județean Neamț. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumim pentru invitație! Bine ați venit la noi! Domnul Florin Zaharia, vă aduc aminte foarte repede, a ajuns în această poziție după ce a fost, să spunem, un concurs intern în cadrul prima dată al formațiunii domniei sale, după aceea la nivelul celorlalte două formațiuni, și este candidatul ales pe bază de proiect. Alături de domnia sa în emisiune, îl avem pe domnul Crețu Laurențiu, hai să spunem aici, plus USR, ca să spunem corect. Bună ziua dumneavoastră și invitațiul dumneavoastră, bine v-am găsit. Candidat pentru Consiliul Județean Neamț, să mai spunem că domnul Laurențiu este la a doua participare la o emisiune și deja credem că i-a trecut tracu. Să sperăm. Da. Împreună cu cei doi prezentați până acum, îl avem pe domnul Vasile Coșofreț, USR Plus, candidat pentru Consiliul Județean Neamț. Bună dimineața! Bine ați venit! Bună dimineața, bună ziua, bine v-am găsit la dumneavoastră acasă. Sunt pentru prima dată. Sperăm să facem o echipă completă și frumoasă asta. Deci, dacă sunteți pentru prima dată, începem cu dumneavoastră, domnul Coșofreț. Vă rog frumos să-mi spuneți cine sunteți. Da, mulțumesc de invitație. Sunt Vasile Coșofreț din Vânătorii Neamțului. Am 56 de ani, sunt căsătorit cu doi copii, licențiați amândoi. Din fericire am reușit să îi avem în țară, muncesc amândoi la firme importante, unul Neaș, celălalt în Cluj. Mi-a plăcut, din fericire, îi avem în țară. Da, pentru că am ajuns să ne bucurăm că nu ne mai pleacă copiii, nu? Sigur, e o mare satisfacție și o împlinire. Am întâlnit mulți prieteni care ne invidiau, spuneau, bravo vouă, ați reușit să țineți copiii acasă. E mare lucru. Continuați să ne spuneți cine sunteți, pe lângă faptul că aveți copiii realizați, că sunt în țară. Cu ce vă ocupați? De profesie sunt silvicultor. Am absolvit în promoția 79-83 la Câmpul Lung Moldovenesc o școală foarte bună la vremea respectivă. Am profesat vreo 15 ani în silvicultură. După retrocedarea către proprietari, alți proprietari, am abandonat sistemul și avantajul că am avut o fermă moștenită de la părinți, o mică gospodărie, nu impropriu spus fermă, vreo 5 hectare de teren, am considerat că e mai oportun și mai necesar să mă ocup de educația copiilor și de ferma, de gospodăria tradițională, pentru că simțeam că se va pierde în cazul în care eu nu mă ocup de așa ceva. N-am abandonat pasiunea pentru silvicultură și în paralel fac activități cu temă în silvicultură și nu doar în două ONG-uri la care activez în zona Târgu Neamț. E secret ce ONG-uri? Nu. Nu e niciun secret. Nu au legătură strictă cu silvicultura, dar e vorba de cele două asociații. Asociația Profesorilor de Limbă Franceză Valea Ozanei și Asociația de Turism Româno-Franceză Saint-Just-Sarandec Târgu Neamț. Pentru că vânătorii, să zicem, este aproape legat cu Târgu Neamțul, iar localnicii de multe ori confundă, ca și geografic, zicând așa, Târgu Neamțul și vânătorii sunt cam tot una. Am început activitatea la o invitație. Fiind silvicultor, cei de la vânători au nevoie de un silvicultor specialist pentru un proiect cu tema istoria, pădure și realitate și am zis de ce nu. Cunoștințele pe care le aveam și pasiunea, dragostea pentru
învățământ pentru copii m-a determinat să mă implic. Aveți o pasiune pentru zona francofonă, din câte îmi dau seama. Da, asta sunt afinitățile pentru francofonie. Din ce îmi dau seama, inclusiv după cum vorbiți, că vorbiți despre aceste lucruri. On pouvait parler français, s'il vous plaît. Bun, am descoperit Franța relativ târziu, pentru că după 89 fiecare își dorea să vadă ce se întâmplă pe afară și acest proiect pe care l-am sprijinit și l-am ajutat, mi-a dat posibilitatea să văd și altceva, să văd o țară civilizată, să văd cum se comportă oamenii, cum se descurcă fermierii. Eram în perioada în care era frământare, era căutare. Și atunci am zis, da, este în regulă, aici mi-am găsit un frate mai mare. Da, o să revenim la preocupările dumneavoastră, pentru că am eu niște întrebări care țin de viața, să spunem așa, a micilor fermieri. Eu sunt curios cum se poate descurca cineva cu 5 hectare, doar 5 hectare de teren, da, și să-și poată duce activitatea în continuare. Dar până atunci să ne întoarcem un pic și la domnul Crețu Laurențiu. Domnul Laurențiu, noi am mai discutat și la vremea respectivă erați, cum să spun eu, supărat așa un pic pe niște stări de lucruri. A mai trecut în campanie supărarea sau v-a crescut? Cred că la fel am rămas și astăzi. Da. Eu am venit aici la dumneavoastră să vă vorbesc un pic despre turism. Am observat că în ultima vreme cam toată lumea vorbește despre turism. Toți se pricep la politică, la fotbal și la turism. Doar la turism, de ce, doar nu? Odată la 4 ani. Știți de ce, domnul? Că pot să vă ajut cum așa. Turismul politic este în floare. Și atunci, și turismul politic în floare, trebuie să îmbine și politica și turismul. Chiar voiam să aduc discuția și despre acest lucru. Noi, în Consiliul Județean, Alianța Austriei Plus, venim cu propunerea de a dezvolta o structură, asociație, care se numește Management al Destinației. Este o chestie nouă, relativ nouă la noi în țară. Este un model copiat din Occident. Și ce implicații are el? Punem la aceeași masă, pentru realizarea unui proiect, al unei destinații. Dăm un exemplu la noi în județ, Dureu. Sau județul Neamț. Județ Verde. Bun Dureu. Bun exemplu. Aducem la aceeași masă de discuții toți partenerii implicați în domeniu. Atât reprezentanții statului, 2-3 persoane din Consiliul Județean, care în mod sigur vom găsi acolo 2-3 persoane care au mai puțină treabă la Consiliul Județean, sau chiar și noi ca și consilieri județeni să ne implicăm. Și de cealaltă parte să aducem antreprenorii din domeniul Horeca, antreprenorii din domeniul antreprenorii cei care dețin unități de cazare și antreprenorii care au agenții de turism. Îi așezăm pe toți la aceeași masă și propunem idei și soluții din partea tuturor. Acest model deja se implementează la noi în București, doar că nu are așa bune rezultate. Rezultate mai bune deja vin din Delta Dunării, unde s-a făcut deja așa ceva, s-a realizat deja așa ceva, și în județul Bihor. Însă, aceste organizații, mai devreme sau mai târziu, se vor implementa la nivel național și vor intra sub umbrela statului, probabil, la un moment dat. Noi am încercat să facem așa acest lucru din punctul nostru de vedere voluntar. Adică să găsim voluntari atât din domeniul patronatelor, care să reprezinte toate aceste domenii, și voluntari din partea noastră, a consilierilor, a personalului din Consiliul Județean. Vrem vorbi ca această idee de voluntariat și apoi spre o structură de sine stătătoare în cadrul Consiliului Județean, care se ocupe doar de promovarea turismului în județul Neamț, de identificarea obiectivelor care trebuie puse în valoare, de creare de fonduri, creare de găsire de surse de finanțare, când vorbim de finanțare locală, regională, națională sau chiar europeană. Pentru avem foarte multe obiective în județul Neamț. Vorbim care de la voluntariat ca să ajungem într-un cadru instituționalizat. Exact. Vorbim în rimei sâmbătă dimineața. Da. Da. Pentru că e greu mai... Știți cum, pornirea e mai grea, dar odată ce să găsești o direcție pentru acest domeniu, va fi mult mai ușor. Din păcate, chiar uitați, site-ul Consiliului Județean este deficitar la...
Este... Secțiunea turism, ultimele date sunt din 2017. Da, exact asta vreau și eu să spun. Deci în 2017 a fost reactualizat site-ul CJ-ului în domeniul turismului. Noi nu am vrea să venim cu proiecte mega, grandomanice, așa cum vin și alți candidați. Pentru că, și din punct de vedere al unui antreprenor, pentru a veni cu un proiect mare, eu mă pun în locul meu, pentru a veni cu un proiect mare, cineva trebuie să investească foarte mulți bani. Ori acel cineva care vine cu 10 de milioane de euro sau sute de milioane de euro, în primul rând ar trebui să facă un studiu de piață. Și de ce în Piatra Neamț și nu în altă parte? Și eu, dacă aș fi acel antreprenor care aș dispune de sute de milioane de euro, credeți-mă că nu aș dori să vin în Piatra Neamț. Din mai multe puncte de vedere. În primul rând, noi nu avem o infrastructură rutieră. Nu avem o infrastructură în domeniul informatic pentru a produce marketing, publicitate. Noi nu avem mână de lucru care să lucreze în hotelărie, în turism și așa mai departe. Și atunci, dacă aș fi acel potențial om de afaceri, mare om de afaceri, care să vin cu acea investiție, să cumpăr o franciză și să o aduc în Piatra Neamț, mi-aș pune în vedere, în primul rând, de ce să nu duc acea franciză, de exemplu, într-un orășel mic din Austria. Și să vă spun și de ce. Pentru că Austria este mai tranzitată de Italia, de italieni, de slovaci, de sloveni, de muntenegreni, de polaci, da, de polonezi, față de Piatra Neamț, unde aș putea să aduc într-un proiect mare, grand, grand proiect, aș putea să aduc doar ucrainieni sau respectiv moldoveni. Și atunci noi venim cu o soluție, astfel încât să-i punem pe toți la aceeași masă. Pentru că, în primul rând, ar trebui să începem să facem curățenie în oraș și în toate punctele turistice. Până să aduci turiștii, turiștii să... Exact, deci trebuie să luăm abecedarul turismului, de la începutul începutului. Prima dată trebuie să începem curățenia. Lipsește curățenia cu desăvârșire în orașul Piatra Neamț, în stațiunea Durău, pe creștere montane. Foarte multă mizerie, nu se implică nimeni. Avem Parcul Național Ceahlău, unde noi plătim o taxă, preferabil pentru a intra. Am fi preferat să plătim acea taxă dublă, dar cineva din administrația Parcului Ceahlău să ia o decizie și să facă și curățenie. Sau să angajeze o firmă sau propriilor oameni să se ocupe și cu curățenia. Nu să ajungem, de exemplu, la Pângărați, unde o doamnă, am văzut acum pe Facebook de vreo 2-3 săptămâni, o doamnă împreună cu mai multe prietene de la ei, au început în fiecare miercuri după ora 5 să facă curățenie. Deci asta este grijă statului, de a face curățenie. Sunt firme ale statului care ar trebui să se ocupe cu așa firme ceva. Firme private care au contracte cu instituțiile de stat. Sau mă refer în Piatra Neamț, la curățenie. Cu administrația publică locală, cu administrația publică judiciară. Ok. Nu avem o infrastructură turistică. Mă refer la refacerea și modernizarea mobilierului urban. Nu avem foișoare, nu avem bănci. Semnalistica rutieră lipsește cu desăvârșire. Atât rutieră cât și turistică. Eu am un punct de lucru pe fermelor unde opresc oamenii din Iași sau din care vin dinspre Iași sau dinspre Roma sau dinspre Rosnov, turiști externi, și mă întreabă, domnule, vreau să ajung la Bicaz, cum fac, pe unde merg? Păi stai, domnule, că tu la Bicaz aici deja ești în cealaltă capă din oraș. Deci nu există o plăcuță pe strada fermelor în care să indice Bicazul. Sau dacă există, este acoperită de copacii care stau în fața ei și tot așa mai departe. Deci ne lipsesc lucruri minime. Nu avem lucruri de bază, în primul rând, pentru a aduce mari proiecte în Piatra Neamț. Pornim de la lucruri simple. Un turist care intră în județul Neamț, nu găsim o parcare amenajată corespunzător pentru niște turiști. O bancă, un coș de gunoi, să nu mai vorbim de un iluminat sau... Deci, sunt lucruri foarte simple care se pot face cu bani puțini. Un lucru simplu până acum, noi nu am reușit în județul Neamț să aducem un brand de județ. Județul Neamț, zonă verde. Sau județul Neamț să legăm de Muntele Ceahlău. Așa cum are Suceava legat de Bucovina. Când spui Suceava, spui Bucovina. Sau când spui Bucovina, spui Suceava. Noi nu, nici măcar atât nu am pus bazele unui brand. De asta ne-am dorit. Vedem în stațiunea Durău ce se întâmplă în stațiunea Durău. De asta ne dorim să-i punem pe toți la aceeași masă și să creăm acest sistem de management al destinației în care să implicăm toate autoritățile. La Durău avem, ca și actori în piața din Durău, avem primăria Comunei Ceahlău, avem ultimul investitor, mare investitor privat, care a venit acolo, avem biserica și avem cei ce au dus greul în ultimii 30 de ani, investitorii mici și mijlocii, cu pensiuni și mici unități de cazare. Cam toți
Din cei patru actori, cam toți au merit în afară de primăria Ceahlău, comunei Ceahlău, da? Investitorii mici și mijlociu au meritul că au ținut acea stațiune în viață timp de 30 de ani în care nimeni nu a investit nimic. Avem meritul marelui investitor care a ajuns în ultimul an, să spunem, da? Și a reușit să aducă bani în zonă și să investească și să facă ceva frumos. Avem și meritul bisericii, care a înțeles la un moment dat că trebuie să dea drumul la o bucată de teren pentru a se face o pârtie și pentru a se face ceva în zonă. Și toți au de câștigat, în afară de primăria comunei Ceahlău, care nu a venit cu nimic, nici măcar cu o canalizare. Nu mai spunem căci acolo sunt unități de cazare care nu sunt declarate. Și atunci... Nu numai acolo, probabil în tot județul. Și din această cauză, acești patru actori, când stau la aceeași masă, tot timpul găsesc să-și reproșeze unul altuia câte ceva legat de ilegalitatea locurilor de cazare sau nedeclararea lor. De asemenea, pleacă și de aici. Și acest lucru pleacă tot de la vina primăriei, care nu se implică pentru a numerota într-un registru și a inventaria locurile de cazare, astfel încât să obțină, din acele locuri de cazare, să obțină beneficii. De cealaltă parte, avem acel mare investitor privat care nu își poate duce proiectele la bun sfârșit pentru că numărul de turiști declarați în Durău este foarte mic, chiar dacă el este mare, în acte pare foarte mic și nu se încadrează pe anumite linii venite de la CEE pentru a atrage bani europeni. Este clar că există o problemă din punctul ăsta de vedere, pentru că nu poți să-i acuzi nici pe cei care lucrează la negru, pentru că atâția ani nimeni nu le-a creat o facilitate. Ok, sigur, sunt de înțeles și ei au dus greul, în ultimii 30 de ani au dus greul stațiunii. Dar să nu uităm pe de altă parte că și TVA-ul în domeniul turismului în România este 5%, cel mai mic din Uniunea Europeană. Nu, eu vreau să vă spun mai departe că, pe de o parte, nimeni nu i-a ajutat, pe de altă parte, nimeni nu i-a, să zic eu, controlat în sensul, băi, faci o pensiune, hai să vedem, respecti niște reguli, norme. Ai fosă, ai legătură, camerele astea corespund dintr-un anumit punct de vedere. Deci lucrurile sunt mai complicate și mai complexe. De ce am adus vorba despre Durău? Noi dacă ne uităm pe o hartă a județului Neamț, observăm că Romanul a avut o dezvoltare extraordinară. Eu acum 25 de ani, fiind student la Iași, traversam Romanul și eu odată la 2-3 săptămâni. Iași, Piatra Neamț, Piatra Neamț, Iași. Romanul avea același nivel de aceeași condiție socială pe care o are astăzi Bicazul. Un oraș foarte slab dezvoltat. Acum să ne uităm după 20 de ani unde s-a ridicat Romanul datorită poziției sale pe 85 și investitorii pe care i-a atras datorită acestei poziționări. Și să vedem Piatra Neamțul. Piatra Neamțul a rămas în urmă foarte, foarte, foarte tare din punct de vedere al industriei. Deci singura scăpare al orașului Piatra Neamț și în, cred că al județului în general, în afară de zona Roman, este turismul. Da. Turismul care generează beneficii pe termen scurt cu investiții minime. Așa cum spuneau și alți contracandidați la emisiunea dumneavoastră anterioare. Într-adevăr, este mare dreptate. De asta toți candidații care vin la dumneavoastră în emisiune spun, domnule, turismul, turismul, turismul. De ce? Pentru că turismul cu investiții minime poți să atragi mulți bani. Însă trebuie bine organizat și trebuie puși la masă toți actorii. Nu facem cum face acum în acest moment Consiliul Județean, care atrage toți actorii odată la 4 ani, cu 2 luni sau cu 3 luni înainte și bagă 80 de persoane, reprezentanți ai Horeca, Agenției de Turism și Unități de Cazare în acea sală, timp de 2 ore, îi ține în acea sală timp de 2 ore și fără niciun rezultat. Deci nu există niciun rezultat. Și acesta este un ciclu care se repetă odată la 4 ani. Deci ei sunt chemați în acele ședințe pentru a spune păsurile sau ofurile doar odată la 4 ani. Este inadmisibil. Consider că ar trebui chemat mult, mult mai des și nu 80 de persoane. Haideți să vedem o altă chestie. Atragem din zona Durău. Trimitem o ședințare, da? De ședință. În zona Durău sunt 80 de unități de cazare. Nu știu, 20 probabil sunt în acte, probabil în realitate sunt 100. Cei 100 să-și trimită 2 reprezentanți la Consiliul Județean. În zona Piatra Neamț. Piatra Neamț, oraș turistic. Este cu totul, vorbim despre altceva, Piatra Neamț. Așa cum și despre Valea Tarcăului, vorbim despre altceva. Așa cum vorbim și despre Bicaz, Poiana Largului, vorbim despre altceva. Ei, fiecare reprezentanții acestor zone, câte 2 reprezentanți din fiecare domeniu, din cele 3 domenii, 2-3 reprezentanți, să vină într-o sală de ședință și să ne apucăm să facem un proiect împreună. Să ținem cont de păsurile lor.
Eu am văzut și în mediul antreprenorial. Eu nu am făcut turism niciodată. Însă, în domeniul meu, dacă tu nu o iei de la firul ierbii să ajungi undeva sus, nu ai cum să ai realizări. Deci, dacă tu dai un ordin sau o comandă de undeva de sus în birou, nu ajungi nicăieri. Da, pledoaria pentru turism este o pledoarie normală într-un județ care își caută dezvoltarea și care are o mulțime de capacități, ca să spunem așa, sau mulțime de locuri care să permită exact să existe capoluri de dezvoltare. O promovare eficientă a obiectivelor care nu sunt puse în valoare. Am participat în ultimele săptămâni la diferite activități ale colegilor din diferite filiale, lansări de candidatură și am observat, de exemplu, la Tazlău. Este o mănăstire de pe vremea lui Ștefan cel Mare, care se renovează acum cu fonduri europene. Deci, posibilități sunt, dacă se face un proiect corespunzător, de a atrage fonduri europene, chiar și pentru renovarea acestor obiective turistice, care pot fi puse în valoare, valorificate și introduse în circuitul turistic. Da, și materiile trebuie gândite integrat. Nu faci ceva acolo și pormul lași. Normal, adică un traseu care să includă obiectivele din zona Tazlău, dacă s-ar la Negulești, avem apele minerale acolo. Și acolo există un potențial de dezvoltare. Din păcate, conducerea din ultimii 30 de ani care s-a perindat pe acolo, au distrus, n-au reușit să construiască nimic. Mai la Reidu există un parc foarte frumos în centrul comunei. Deci toate 4-5 comune din zona respectivă ar putea face un circuit. Eu dacă vă întreb acum despre un obiectiv turistic din zona, tot amintea zona, Lacul Veselaru, vă spune ceva. Da, la Piatra Șoimă. Da. La Piatra Șoimă. Este un lac deosebit, cu niște cascade din zonă. Lumea nu prea știe. Dar haideți să lăsăm, că am vorbit despre turism aproape o jumătate de oră. Și eu revin la domnul Coșofleț, pentru că chiar vreau să discut cu cineva care candidează la un partid care vrea să schimbe lucruri și să ne spună cum se poate descurca un om cu o fermă mică, că nu e nici măcar mijlocie. Da, e o gospodărie tradițională, mai bine zis. Mai mare. Ce greutăți întâmpină el, ce avantaje are, dacă există? Pentru că, de obicei, lucrurile astea nu se discută. Cum discutăm noi acum, exemplu Durău, chiar îi poate fi un studiu de caz pentru turism. Haideți să vedem ce se întâmplă într-o gospodărie de genul acesta. Problema care am identificat-o, în primul rând, a fost relativ târziu, în momentul în care am preluat, să zic, de la părinți. Gospodăria, am lucrat ca silvicultor, în momentul în care m-am trezit că mi se retrocedează terenul, așa zis colectivizat forțat, ne-am trezit, n-am avut mijloacele de producție. Pământul s-a returnat, dar n-aveai cu ce să-l muncești. Pe lângă acest lucru, a fost ambiguitatea legii și neclaritatea retrocedării. Sunt probleme de fond funciar și astăzi, în sensul că nu sunt făcute întabulări, nu sunt făcute documentații cadastrale pentru toate suprafețele de teren și, vorbind de agricultură, începem cu alfabetul A. Începem cu întăbularea terenurilor, cu documentații cadastrale. Fiecare... Ajungem la ce trebuie să faceți dacă ajungeți la conducerea treburilor județului. Și nu numai, că cadastrarea ține de... Sigur, este o decizie națională. Nu am putea noi să facem pe plan local, dar aceste situații trebuie rezolvate de jos. Consultați fermierii, țăranii, proprietarii, cu ce probleme se confruntă. Lucrurile sunt diferite. Județul Neamț are o geografie care e variată, începând cu zona de câmpie a Romanului, unde sunt parcele, se cultivă intensiv, și terminând cu zona de munte, Ceahlău, Valea Bistriței, zona de munte. Noi, localnici din zona Târgu Neamț, suntem în așa zisă zona defavorizată, pe bună dreptate. Numai departe, producția terenurilor din zona Târgu Neamț este relativ slabă. Dacă în zonă se produce 3,5 tone de grâu la hectar, a nu ne compara cu zone foarte fertile și bune unde se fac 6.000 de tone. Și ce ar trebui să facem ca lucrurile să meargă altfel?
Care este soluția? Rămânem pe asemenea mici gospodării sau să se dezvolte o formă asociații? Cum merge mai bine? Și de exemplu, eu zic așa, am o gospodărie, eu cum îmi valorific produsele din gospodăria asta? Exact. Aici e problema. De la caz la caz, suprafețele unde pot fi lucrate, lăsăm specialiștii să se pronunțe că știu foarte bine ce au de făcut, ce vreau să valorific și să atrag atenția este acea gospodărie individuală între 3 și 5 hectare, cum marea majoritate a țăranilor din România o au, nu reușesc să devină performanți, duc o agricultură de subzistență sau semi-subzistență. Am putea valorifica această oportunitate, aș putea spune, în comparație cu alte state europene pe care ei nu mai au pierdut-o, ducând mai departe acea gospodărie și fermă tradițională să facă față impactul. Nu mai departe situația pandemiei care a fost în primăvară. Marele aglomerări au dat kix, dar gospodăria individuală țărănească a oferit soluție alternativă. Acolo, cum spunea Creangă. Dumneavoastră, ce oferiți din gospodărie unui populații, cum vă valorificați dumneavoastră produsele? Aici este problema. Din experiența pe care am dovedit că bine organizat putem, o gospodărie cu 3-5 hectare poate să alimenteze, să hrănească nu o familie, 3-4 familii. Excedentul de produs pe care îl realizează ferma a fost estompat tocmai din acea imposibilitatea de a valorifica pe măsură. Pentru că una e să ai costuri pe litru de lapte într-o zonă defavorizată și cu una, două capete de bovine și alta e să ai ferme intensive unde produci la un alt nivel. Ca să poți valorifica la maxim este să dai produs finit. Eu am reușit o experiență pozitivă, să zic așa. Am oferit nu grâu, am oferit pâinea, gata, pregătită. Atunci când au venit prieteni, familii sau chiar am avut grupuri de copii de francezi care au stat, au fost cazați în familie, au rămas impresionați de faptul că pot găsi într-o gospodărie țărănească produse bio, ecologice, naturale, sănătoase, calități. Aici au venit niște grupuri la dumneavoastră acasă. Un caz special. Special, acolo, exact. În interior. Dar dacă dumneavoastră doriți să vă valorificați, nu știu. Un exemplu concret, vă-l dau. Mi s-a întâmplat. Un crescător de animale vrea să-și valorifice legal un animal. Am aici un dosar pe care vi l-aș putea prezenta, să zic, cât de stufos este și cât de anevoios să poți să vinzi un animal, un tăuraș, la un abator. La un abator? La un abator. Deci nu, nici vorbă să te duci cu el să vinzi. Nu, nici poveste. Nu, să-l vinzi la un abator legal cum prevede legea. Și unde prețul este destul de, hai să spunem așa, mic. Prima etapă, mergi la primărie, depui o cerere la primar, hai după care... Să notez eu, prima dată o cerere la primar. O cerere la primărie. Ce trebuie să-i spui primarului că tai... Nu, vreau să vând un animal din gospodăria proprie. Deci primar că vrei să vinzi un, exact, un animal. Exact, că... un animal din localitate sau... Deci, primăria, unitatea, trebuie să-mi elibereze un atestat și un carnet de producător. Deci, dumneavoastră creșteți un vițel. Da. Vreți să-l valorificați, cum s-ar spune, la stat. Corect. Și pentru asta faceți o cerere la primar ca el să vă elibereze un atestat și un certificat de producător, un carnet de producător, după care mă adresez direcției județului de agricultură. Plătiți pentru astea ceva? Da, se plătește o taxă. Era 80 sau... 90 de lei. Se plătesc, sigur. Orice 2 kg de carne. Da. După care, faci o cerere la direcția județeană, la Piatra Neamț, o adresă către un director, prin care soliciți eliberarea unui aviz consultativ. Adică, el consultați, băi, am voie. Da. Ești de acord să-mi vând eu vițelul? După ce se consultă ei, primesc un proces verbal de la o secretară care îmi spune, da, e conformitate, așa. Deci puteți.
Putem. Când te invițele, o mai slăbit sau s-o mai îngrășat? Depinde de anotimp. Da. Merg la medicul veterinar, care îmi dă o fișă de identificare, după care îmi mai dă un formular de mișcare, după care asta mai... N-am înțeles. Vine, identifică vițelul, nu? Da. După crotal, cred. După crotal, e bineînțeles. Așa, după crotal. Crotalul e chestia aia care... Exact. Se... Bun, și după aceea vă dă un formular de mișcare. Un formular de mișcare cu care eu pot să mișc animalul din gospodărie. Face și un test de mișcare, nu știu. Da. Da. După care să vin cu un alt registru în care eu am toate animalele înregistrate și făcut. Și în final trebuie să merg și cu contul bancar pe care am deschis la o bancă unde mai stai iară câteva ore și zile bune întregi să... Deci ăsta e un model elocvent cum încurajează statul inițiativa privată, crescătorii de animale. Mai bine zis, cum descurajează. Cum descurajează. Exact. Și te lași păgubaș, ajungi la mâna țanțarului care vine și ce ți le iau din gospodărie, un caz fericit, eu pentru că știam cum să fac lucrurile astea. Deci, stai un pic, țanțarul nu are problemele astea? Nu, țanțarul nu. Reușește și eludează. El face deja le-a scapare. Învățat și ia la grămadă și iese mai ieftin, probabil. Păi nu, dar asta nu știu, mai face cerere. El nu mai aplică legea. Nu știu cum reușesc să facă hârtiile și documente, nu-mi pot explica, dar cei de la abator mi-au spus, imaginați-vă că un țanțar câștigă mai mult decât noi ca abator, pentru că trebuie să plătim taxe, impozite și așa mai departe. O mulțime, țanțarul nu e registrat, el... Și el unde taie? Tot în abator. Da, cum și... E un mister. Cum este? S-a făcut o altă filieră care eliberează aceleași acte. Pare... Aceasta este legea pieței. Intermediarul tot timpul câștigă cel mai mult. Bun, dar da, nu asta e problema. Da, problema este... Dom'le, stați un pic. Eu fac 7-8 documente, da? Nu sunt toate, încă mai sunt. Mai sunt și altele, dar plus certificatele. Mai și plătesc niște chestii, dar în schimb ies mult mai avantajos. Nu ies mai avantajos, că prețul... Vine unul la poartă, ce ai de viței, dar haide încoace și te bani exact. Jos. Uite banul jos, ia de aici. Și păi știi, dar crotalul, da, rezolv eu. Da. Deci pe icon nu-i mai controlează nimeni. E, și imaginați-vă că lucrurile astea s-au întâmplat 30 de ani. Ori un fermier activ nu așteaptă 50-60 de ani. E activ bun de muncă 20 de ani. Ai ratat, ai pierdut șansa. Foarte mulți s-au lăsat, au spus, domnule, nu merită. Așa, au rămas terenuri virane, nelucrate, au rămas terenuri abandonate. Soluții sunt foarte ușor, la îndemână, avem modele, trebuie aplicate de la caz la caz, în funcție de situație. Zona montană e una, zona colinară e altceva, zona de câmpie. Sunt specialiști care se pricep la lucrurile astea. Nu vreau să aduc în discuție chestiile astea. Aici aș putea extinde un pic, discuția legată de agricultură. Am fost plăcut surprins de faptul că prietenii mei din Franța mi-au propus să facem în toamna asta un film exact pe această temă. Supraviețuirea și posibilitatea de a merge mai departe, de a duce tradiții, de a duce valori bune pe care noi le-am avut ca și țară mai departe, în condițiile în care sunt presiuni din toate direcțiile. Industrializarea, globalizarea, tot fenomenul ăsta. Ei, gospodăriile țărănești individuale în România încă mai sunt. Nu sunt sprijinite suficient și prietenul francez spunea, vin, facem un material, un filmuleț în care prezint copiilor la școală, el se ocupă de un pol pedagogic. Mai faceți încă un filmuleț cu documentele. Documente. Drumul vițelului de la... din gospodăriile până la abator. La poarta nouă. Și mai faceți și unul drumul vițelului dus de producător și drumul vițelului dus de Samsar. Și cred că francezii, după ce vor vedea asta, se vor lăsa pe gubar să mai crească animale. Da. Deci pe lângă încurajarea micilor fermieri care să-și poată valorifica produsul finit într-o manieră cât mai ușoară, adică nu fie încărcat birocrație și piedici din partea autorităților. Toți vrem, adică milităm pentru debirocratizare, digitalizare și așa mai departe, pentru a elimina aceste hârtii inutile din circuit. Putem rezolva foarte, foarte ușor, doar cu intervenția medicului veterinar, care se elibereze un singur aviz și acela aviz să fie de ajuns pentru a vinde animalul la abator. Categoric, pentru iar că... gospodăria tradițională,
trebuie ajutată și promovată pentru a putea atrage chiar și turiști. Pentru exact. o mare oportunitate. De birocratizarea tuturor acestor lucruri. Și de politizarea în același timp. Așa, nu numai de politizare. Haideți să vedem ce prevede programul dumneavoastră în acest domeniu. De politizarea instituțiilor care nu au nevoie de politicieni acolo. Cum vedeți lucrurile ca să fie cât mai puține țoage și cât mai multă activitate în folosul oamenilor? Și vă rog să interveniți cum... Managementul tuturor deconcentratelor, cum se numesc, din județ, ar trebui numirea conducerii doar prin concurs, nu pe bază de interimat, cum se întâmplă în zilele noastre. Se pune un director interimar cu carnețel de partid și el rămâne pe funcție până se prelungește 6 luni, un an. Stați puțin, că avem și câte 2-3 directori pe instituție, că unul e schimbat, că vine alt partid, dă în judecată, câștigă, îi se dau salariile din urmă. Și dau salariile din urmă și noi plătim, plătim din buzunarul nostru toate aceste cheltuieli. În acest caz, domnule Bălănescu, ajungem la situația în care, având directori numiți politic și de stânga și de dreapta, dați jos, exact cum a spus mai înainte, după 3 luni altul, după 4 luni altul, în funcție de cine vine, ajungem în situația ca la Spitalul Județean, să vă dau un exemplu, nimeni nu-și mai dorește să fie director sau să fie manager, să managerieze spitalul. Și atunci suntem nevoiți să aducem firme din străinătate, acesta ar fi unul din scopurile noastre, să aducem o firmă din străinătate care produce manageri, care prin concurs să ne prezinte 3 manageri, care să dea un concurs în fața noastră, împreună cu medicii, împreună cu medicii, într-un consiliu realizat împreună cu medicii din spital. Și cel mai bun să câștige și să managerieze spitalul, chiar dacă el nici măcar nu știe să vorbească românește. Da? Deci aducem un manager din străinătate pentru a manageria acest spital, de care toată lumea fuge să... Deci ori rămâne cineva numit politic care vrea să bage mâna până la got, până la cot și pentru el și pentru partid, da? Ori vedeți și dumneavoastră ceea ce se întâmplă. Deci am ajuns să avem medici foarte buni sau manageri foarte buni care să refuze managerierea spitalului. Atunci aducem în străinătate un manager. Da, sunt firme deci specializate pentru recrutarea forței de muncă și în București și în străinătate. Un manager trebuie să vină cu un plan de relansare a activității Spitalului Județean și pentru a opri pierderile care se întâmplă în... Exact. Și cel mai bun câștigă, la 6 luni se face o perioadă de evaluare, 6 luni, un an prin contract. Ai adus beneficiul spitalului, rămâi în funcție, nu ai realizări, nu rămâi în funcție, aducem alt manager, tot timpul din mediul privat, din exterior. Este foarte bun, într-adevăr, când avem un medic care știe toată ziua, stă acolo la firul ierbii și știe ce se întâmplă. Exact, este foarte bun manager, într-adevăr, ar putea fi un foarte bun manager, dar toți medicii au început să fugă. De ce? Tocmai din cauza politicului care în ultimii 30 de ani i-au schimbat cum au vrut ei și în stânga și în dreapta. Și au ajuns oamenii, beții doctori, să fugă de manageria, nu mai vor să managerieze un spital. Nu este posibil. Nici măcar în situații critice. Da? Am avut un exemplu acum în care o doamnă a venit, a manageriat într-o situație critică, a ajutat, a pus umărul și după aia a spus faceți voi ce vreți. Am avut 5 directori în câteva luni de zile, ceea ce este absolut inacceptabil, mai ales în cea mai mare unitate specializată din... criză profundă. Da. Haideți să încercăm să ajungem la niște concluzii după... Ok, eu am vorbit despre turism, am vorbit despre agricultură, aș vorbi și despre sport un pic, despre meciul de box la care am asistat săptămâna trecută, între, cel puțin la nivel declarativ, dintre conducerile prefecturii și Consiliul Județean. Sau să-l traducem altfel între PSD și alianța lor și PNL. Deci vreți să vă faceți arbitru? Fiecare cetățean cred că a urmărit și nu prea a fost nimeni prea încântat de ce s-a întâmplat în această săptămână prin declarațiile celor implicați. Noi am stat deoparte și nu suntem implicați în această dezbatere, dar am așteptat ca prefectura sau secretarii tuturor primărilor, unde avem primari care au candidat și au fost aleși de pe lista unor
anumite partide și au depus candidatura de la alte partide. Și nu am văzut nicio luare de reacție din partea partidelor, a celor din partea care au candidat și nici din partea celor care au fost părăsiți, nici din partea celor din personal tehnic, să spunem, secretarii primăriei care ar fi trebuit să facă sesizările de cuvință. Domnul Laurențiu, domnul Jovet, dar poate este șocul atât de mare al despărțirii încât nu și-au revenit. Se mai speră la o împăcare. Încă nu și-au făcut partajarea ca la divorț. Domnul Bălănescu, noi suntem sătui de circ și teatru timp de 30 de ani. Deci în ultimii 30 de ani au fost doar circ și teatru și doar fiecare și-au urmărit propriul interes și nu interesele comunității. Dar dacă nu s-au făcut sesizări din partea partidului, Alianța USR Plus va depune sesizări pentru fiecare caz în parte către prefectură pentru încetarea mandatului acestor primari care nu au... Deci haideți ca să explicăm. Deci legea spune așa, dacă tu ești primar ales pe listele unei formațiuni politice și candidezi pe listele altei formațiuni politice, în mod normal, dacă există o sesizare legală către prefectul județului Neamț, care ar trebui făcută de către secretarul OAT-ului, în primul rând, dar poate fi făcută la fel de bine, și de către partidul pe care l-ai părăsit, prefectul poate dispune încetarea mandatului înainte de termen. Aici este, de fapt, problema pe care ați ridicat-o dumneavoastră. Da, cum să vă de spun, fapt, eu prefectul se poate și autosesiza în acest caz. Nu știu dacă se poate. Nu știu dacă are temei legale, dar ar putea vorbi cu secretarii primăriilor respective, da? Să le atragă atenția că este o situație neclară. Știți cum e? E vorba de o lege a administrației locale, a administrației publice locale. Probabil, nu știu dacă se poate, chiar nu știu aici de ce să spun, dar este obligația secretarului OAT-ului respectiv și interesul partidului care și-a pierdut un candidat. De ce nu se întâmplă lucrul ăsta? Eu nu știu. Probabil, probabil războiul este doar la nivel declarativ, dar de fapt ei sunt confortabili cu aceste mișcări și cu aceste transferuri, fiind într-un partid sau altul. Nu știu, poate așa este. Eu stau și mă gândesc că poate lucrurile stau în felul următor. Doamne, lăsați. Mergem așa înainte, până la urmă și de la mine trecut la tine și de la tine trecut la mine. Nu. Și ne înțelegem noi după alegeri. Domnul Bălănescu, dacă vă aduceți aminte, acum 10-15 ani, războaie declarative la nivel de fotbal divizia între Becali și Borcea, da? Toată ziua la televizor, în fiecare seară. Și până la urmă s-au încuscrit, s-au înrudit. Ca nivel de discuție, da? Suntem acolo. Deci, da. Lumea politică cam tot acolo merge, ce se vede. Între vechile mari partide din ultimii 30 de ani. Deci, sunt niște legături care se pot face. Discursul politic seamănă foarte mult cu discursul celor doi amintiți de dumneavoastră și în spatele sunt interese majore, foarte mulți bani. Mulți dintre ei, dacă mi-aduc eu bine minte, chiar bani negri, valize, chestii. Da. Aici aș putea interveni și eu, tocmai ați aruncat mingea la fileu, să zic așa. Eu am intrat în politică determinat de mai multe elemente, dar primul lucru a fost acela că am considerat că USR-ul, la vremea respectivă, în 2016, mi-a oferit posibilitatea de a face un alt fel de politică. N-am făcut niciodată politică, am fost curtat de către alte partide, dar am considerat că nu mă regăsesc. Atunci când ni s-a prezentat platforma și intențiile partidului, am zis da, este pentru mine, pentru că sloganul a fost cei care vor să vină alături de noi trebuie să știe că nu vor primi nimic. Nici funcții, nici promisiuni de șarte, nici găleți cu ulei sau și așa mai departe. Și am zis, da, asta este o normalitate. Cei care vin în politică trebuie să fie conștienți că trebuie să pună umărul, să muncim în echipă, să muncim fiecare atât cât are competență și posibilitate și putere de muncă să demarăm lucrurile, să mișcăm în sensul bun al cuvântului, nu doar din interes partidic, din interes personal, pentru a ne aranja
un traseu, o carieră sau... De asta majoritatea candidaților înscriși pe listă în partea Alianței USR Plus nu au făcut politică, au o carieră în spate care au demonstrat în mediul profesional, în mediul privat, profesional, și vrem să punem toate această expertiză în slujba cetățenilor, pentru că singura politică pe care o promovează Alianța USR Plus este politica în slujba cetățeanului. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Văd că sunt și destule comentarii, în special ultima problemă pe care ați ridicat-o, aceea cu primarii, deja generează discuții. Vă doresc mult succes și sper să ne revedem și cu alți consilieri și cu alte probleme pe care să discutăm. Cele bune, vă mai amintesc o dată, oameni buni, am astăzi în emisiune Florin Zaharia, candidat la președinția Consiliului Județean, domnul Laurențiu Crețu, candidat pentru Consiliul Județean Neam, și domnul Vasile Coșofreț, candidat în aceeași echipă. Cele bune! Mulțumesc! Mulțumesc.